Aflat la prima ediție, festivalul de teatru Elvira Godeanu a debutat la sfârșitul săptămânii trecute cu evenimentul expozițional Afrodita, sculptură de Mihai Țopescu. Alexa Visarion a lansat astăzi cartea Nostalgia Valorii în cadrul acelui eveniment. Seria spectacolelor va continua până în data de 13 mai, când se va încheia cu festivitatea de acordare a premiilor festivalului. Alexa Visarion, critic și autorul cărții Nostalgia Valorii, a vorbit despre ideea creației sale. Există șansa să mergi înainte sau înapoi, în dreapta sau în stânga, dar de fiecare dată opțiunea ți aparține și de fiecare dată trebuie să existe o întrebare. De ce face lucrul ăsta? Nostalgia valorii e despre această întrebare. De ce existăm în această lume a ideilor? Ce înseamnă Responsabilitatea. Acesta este doar unul dintre evenimentele care se desfășoară în cadrul Festivalului de Teatru Elvira Godeanu. Ne bucurăm că am putut demara acest vechi gând al domnului critic Valentin Silvestru și că am putut pune pe roate această primă ediție a Festivalului Concurs dedicat excelenței feminine, anul acesta raportându-ne în primul rând la ceea ce înseamnă excelența artei interpretative. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de acordare a premiilor Festivalului de Teatru Elvira Godeanu, ediția 1 a premiilor profesionale pe anul 2018 și a premiului național Elvira Godeanu pentru întreaga activitate, laureat Cătălina Buzoianu, regizoare.